Salut, Pleti, vă salut pe toți. Ce faceți, băi, bântuiților? Sunteți pregătiți? Am decis să mai dau o tură aici. Pentru că data trecută mi-a plăcut enorm, doar că știți problema cu răceala. Știți că eram pe ducă. Aștept să facem și noi câteva tap-tapuri ca să intrăm, să nu mai rateze nimeni nimic. Totul pregătit, da. Stați ca să scot și invitații. Că aveam gazdele pornite de la seara de povești. Oh, s-a făcut lumina. Haideți să facem și noi 50.000 de aprecieri, vă rog, din suflet. Sunt mai bine, nu sunt bine, sunt mai bine. Încă mai am tusea. Ieri am fost puțin mai rău, astăzi sunt mai bine. Încă mișc, ceea ce înseamnă că e bine, sunt viu. La Sibiu nu sunt cimitire bântuite. Nu știu, tati, că nu-s din Sibiu. 50.000, hai să-i dăm drumul la treabă atunci. Încă o dată luna, acolo. Presupun că o să ducă mai sus pe măsură ce înaintăm în live. O luăm așa frumos. Până la intrare. Singur am venit, singur o să plec, singur am venit, singur o să plec, singur am venit, singur o să plec. Hello, my neighbors! How are you today? Tonight, actually. Din nou m-am murdărit de engleză la gură. Încă o dată salutare la toată lumea. Sunteți pregătiți? Ce faceți, băi, bântuiților? Bântuim și noi în seara asta pe aici? Numai puțin să dăm drumul la aplicație. Ah, ce dor mi-era de un live, cu toate că au fost doar două zile în care n-am făcut. Bă, vine seara și nu mai am stare acasă, m-a nebunit fantomii. Vreau să fiu aici live, în acțiune, să aud chestii, că pognesc în jurul meu. Să mă mănânce fantomii. Am dat drumul la aplicație. Liviu. Haide, Liviu, unde ești, tati? Una bucată Liviu se arată la orizont. Mergem direct în spate, acolo unde mi-a plăcut mie mult data trecută. Opa, ăsta nu prea îmi place. Rog orice spirit care se află în acest loc, dacă se află în acest loc, să încerce să comunice cu mine. Pardon. N-am venit aici să deranjez. Nu am venit aici să vă supăr, am venit doar să vă surprind și să încerc să dovedesc că și voi existați. Dacă vă puteți arăta, ar fi super să pot obține alte dovezi, pentru că lumea încă e sceptică. Dar eu vreau să arăt că și voi departe. Sunteți pe aici, departe, acolo, acolo trebuie să ajung. Mamă, cum lumina lanterna asta, forță. Forță nucleară. Acolo trebuie să ajung. Vă rog să-mi răspundeți. Dacă în direcția asta trebuie să mă îndrept. Băi, la crucile alea, bă, n-am înțeles care e faza cu crucile alea. Aici se pregătește o groapă. Dar n-am înțeles de ce sunt atât de multe cruci fără nume. Voi de ce credeți că sunt atât de multe cruci fără nume? Salutare tuturor. Alta camera. Altă cameră. Da. Am tras draperile și am făcut întuneric în cameră. Gândul meu e doar la tine și am umplut de lacrimi fața de pernă. Dăm așa un 360. Un câine care zici că e mâncat de bau-bau. Două 1900 de membri în echipă. Vă mulțumesc din suflet la fiecare în parte.
Mulțumesc și pentru cadourile oferite, că nici nu m-am uitat acolo la clasament. Bai, de capul meu. Ionela, mulțumesc. Lidia, mulțumesc. Denisa, mulțumesc. Bianca, Rubio, Restaurant Sehrazat, mulțumesc. Nicoleta, Iasmina, mulțumesc la toată lumea. Johnny, mulțumesc, tati. Vă mulțumesc din suflet. Ia să vedem o ce ne rezervă seara asta, chiar sunt curios. Mormintele vechi. Merge la mormintele vechi. Bunica. Direct. Bunica, nu știu dacă are vreo legătură pe aici. Cu toate că bunicul vorbea de satul ăsta. Mamă, cum se vede luna acolo, printre copaci. Tataie vorbea de satul ăsta, cred că aici venea albătrân. La târg, dacă nu mă înșel și mi-aduc aminte bine. Nu știu dacă are. Sunt probabil lucruri vechi. Pătite să... Poate se referă la camera cu termoviziune. Nu cred că se referă la camera cu termoviziune. Moderator, vă rog, aveți grijă că fixați unul peste altul. Ana, mulțumesc, mulțumesc la toată lumea. Nicușor, mulțumesc. Doamna Mari, stați liniștită, doamna Mari, vă rog, nu consumați punctele cu mine, că aveți și dumneavoastră nevoie de ele. Eu nu funcționez pe împrumuturi și pe astea, adică mie când sunt undeva îmi place să le ofer din inimă, nu vreau, nu mă aștept să mi se întoarcă ceva și la rândul meu, când primești ceva, nu consider o obligație să întorc. Dacă cineva alege să trimită un cadou, îl trimite din inimă și pentru că așa simte, nu de obligație sau așa mai departe. Există. Există spirite, într-adevăr, există fantome? Voi putea să surprind una în seara asta, poți să-mi răspunzi cu da sau nu, te rog. Bunica există. Silviu, băi, nu știu, sunt în dubii dacă să fac și mâine seară. Nu știu de ce, pe drum, când am venit încoace, am avut mega vibe, mega energie. Am băgat muzică în blană, odată ajuns în fața cimitirului, aici, brusc mi-a scăzut... Cum ai ajuns aici? Cum ai ajuns aici? Cu mașina. Începe luna să se ridice. Cum am ajuns aici, în fața cimitirului? Mă jur că mi-a scăzut energia, m-a luat și o durere de troacă, de nu mai pot. Jos labele de pe căpățâna mea! Dacă vreți, puteți să umblați în altă parte, la celălalt cap. Dacă aveți intenții rele. Dar așa, jos labele de pe căpățâna mea. Mamă, 50% obiectivul deja, vă mulțumesc din tot sufletul meu. În continuare, cineva s-a abonat sau reabonat. Mulțumesc pentru abonare, o să-ți mulțumesc și după ce se termină live-ul. Băi, oameni buni, mă faceți ca ăla, Nina, mulțumesc, Ana, mulțumesc, mă faceți ca ăla să nebunesc cu gheghe. Vreți să fac NPC-ul pe aici, cu dintre-alea? Mă bucur să te văd, apreciez ce faci. Să vedem toți numai ca alții pentru abonați. Ana Maria, mulțumesc din suflet. N-am treabă, sincer. Știu la cine te referi, dar e fiecare treaba lui cum își gestionează acolo. Eu le mulțumesc din tot sufletul celor care au decis să se aboneze la mine. Au făcut-o pentru că au vrut, că au simțit. Am 94 de abonați și sunt extrem de mândru de chestia asta. Nu le-am creat niciodată niciun beneficiu, decât la seara de povești am zis că o să urce mai repede abonați în gazdă. Na. Fiecare își gestionează cum consideră contul. N-am eu treabă cu ce fac alții. Nu ți-e frică? Dacă mi-era frică, nu mai eram aici. Maria. Mă, ce nu? Aici au fost niște copii care și-au scrijelit numele. Maria. Nu pot să cred. Apropo, da, suntem 1700 și probabil mulți dintre voi nu mă urmăriți și pe YouTube. În cazul în care într-o seară nu o să fiu live și vă plictisiți, vă puteți uita pe canalul de YouTube și să... Aici avem un accidentat, scrie accidentat acolo, vedeți? Clau, tocmai s-a reabonat, mulțumesc, Clau.
Puteți, vă rog, să-mi dați și mie un subscribe pe YouTube. David Andrei 1994, mă găsiți și acolo, pentru că v-am promis de data trecută. Mâine, spre exemplu, va fi repostat pe YouTube live-ul din seara asta ca să puteți vedea în detaliu exact o anumită fază care vă atrage voi atenția. La fel și cu capturile de ecran, știți că le puteți posta pe grupul de Discord. Poate eu de multe ori din neatenție, fiind un tip destul de împrăștiat de felul meu, poate nu observ unele lucruri, că s-au văzut atâtea și atâtea în live-ul meu, ați văzut și capturile de ecran postate astăzi. Puteți să le trimiteți fie pe Insta, fie pe Discord acolo. Pentru că chiar dacă nu le-am mai postat în ultima perioadă de teamă ăstora care spuneau că vă ai că Photoshop, că o fi, că o păți, asta nu înseamnă că nu m-am uitat la ele. Îmi place nespus de mult să văd chestiile alea care se arată, chiar și pentru o fracțiune de secundă. Nu vreau să mă întorc. Unde să mă întorc? Că tot în față mergem. Mergem la anonimi, la persoanele care probabil nu au avut... Băi, aici e mai rece. Să-mi bat picioarele. Care probabil nu au avut parte de o slujbă de înmormântare corectă pentru faptul că nu au fost revendicați, nu au fost recunoscuți. Și mă gândesc că dacă... Lidia, spun dacă crezi că... Lanțuri. Răspunde-mi, te rog, cu da sau nu. Te simți prins în acest loc, legat de acest loc? Lanțuri, a zis aplicația. Încearcă să folosești acea aplicație până o să am din nou un spirit box. Au încercat să folosiți din nou acea aplicație. Julian? Mamă, ce nume! Băi, oameni buni, pe YouTube e gratis subscribe-ul. Lidia mă punea ca să vă spun că e gratis pe YouTube. Puteți să mă căutați pe YouTube David Andrei 1994 și să dați acolo abonarea aia gratuită. Abonarea pe YouTube este ca urmărirea pe TikTok. Nu costă bani. Și să activați neapărat clopoțelul, atât pe TikTok cât și pe YouTube, ca să nu ratați notificările. Repet, asta în cazul în care doriți, nu vă oblig. M-ar ajuta enorm de mult. Mamă, cum se vede aici s-a surpat mormântul. Ajungem acolo în partea interesantă. Am nevoie, dacă sunteți în jurul meu, ca să mă pot concentra la sunet, să goniți acești câini. Să-i speriați, să-i goniți. Mamă, cât aduleu era acolo să mă bată mama dacă nu. Era un mega aduleu acolo. Că i-am văzut ochii. Vreau ca acei câini să se îndepărteze, să pot să fiu atent pe sunetele produse de voi, în cazul în care vreți să interacționăm, vă rog. Știu, Silvio, da, sunt aproape, sunt după gard în partea asta, dar vreau să pleci. Avem miros de vacă. Și de capră. Ăștia ori avea stână pe aici. Cred că e stână în partea asta. Brânză de oaie! Mamă, dar ce miros! Miroase lapte de capră, oaie! Ești singur? Da. Singur am venit, singur o să plec. Viu am venit și viu o să plec. În afară de sâmbătă, adică să nu o luați ca bătută în cuie. De obicei, sâmbătă, când mai poate Laur, pentru că îi place și lui, îl iau cu mine. Dar, în rest, mie îmi place să merg singur peste tot. Pe Laur îl iau cu mine pentru că am văzut că și lui îi place foarte mult chestia asta, sâmbătă, pentru că m-a rugat. Și n-are curaj să meargă singur. Dar... Mie îmi place singur, îmi place pericolul care
Care este în locurile astea? Pentru că pe lângă spirite și ce aș mai putea să surprind aici, mai este chestia asta cu animalele, chiar și cu oamenii. Că, na, se poate să vină tot felul de nebun sau să fie deja aici, să încerce tot felul de chestii. Adică treaba nu e atât de simplă pe cât ar crede unii, bă, te duci doar prin cimitir și atât. Am avut în decursul timpului destule cumpene și cu oameni care nu prea aveau toate țiglele pe casă și a trebuit să stau să mă cer cu ei. M-am pierdut. Te-ai pierdut? Mi-ai cerut ajutorul. Cum aș putea să te ajut? Ce anume vrei de la mine? Uitați-ne pe alea mici aici, bă. Bă, zici că sunt în jocul ăla pe bune, plasmofobia sau cum se cheamă. Spune-mi, te rog, cum ți-ai dori să te ajut? Și acum, acum am nevoie de un nume. Vreau să-mi spui numele tău. Te-a pucnit ceva acolo în față. Știți că unde a pocnit noi, acolo mergem. Poți să-mi spui, te rog, un nume? Luna a urcat mai sus pe cer. Carte. Aha. Hai să vedem ce e acolo. Se aude foșnind. Dar totuși ar trebui să pun telescopii cam mai la îndemână, cam și... tras fermoarul la buzunar. Și nu e chiar așa la îndemână să pot să scot să mă apăr. Băi, foarte aiure aici că trebuie să calc pe unele morminte, frate. Aici pocni ceva. Câinii au încetat. Rău. Este ceva rău aici? Bă, gameaș. E un alt câine acolo în față. E o chestie acolo în față. Alți ochi care scripeți la mine. Bă, dă-te-n! Stai să vă arăt despre ce zic. Acolo. Acum nu se vede. Stați așa. Hai mă, uite-te iar. Deci printre gard pe acolo au fost niște ochi destul de mari care se uitau la mine. Hai mă. Mamă, ce idioțenie fac. E câine? Nu se vede, că acum nu s-a văzut. A scripit de vreo două ori. Mamă, mi-a răspuns cu cuveaua din partea alta. Crenguța? Crenguța? Ok. Crenguța. A venit și Crenguța pe lângă noi. Stai să dăm puțin zoom să prindem lumina bine. Că așa, din păcate, nu știu ce are telefonul. De nu vrea ca să surprindă bine. Vreau să mă duc acolo în față să văd ce a fost ăla. Deci merg până în capăt de data asta. Vreau o pocnitură, un sunet. Nu pot vorbi, mi-a zis aplicația. În cazul în care nu poți vorbi, am nevoie să influențez ceva în jurul meu. O pocnitură, orice, vreau să se audă ceva în jurul meu în următoarele secunde. Poți să faci chestia asta pentru mine? Florin, m-am căcat pe mine, mulțumesc. Fai de capul meu. Deci n-ai idee cât de atent stăteam la copacul ăsta să văd că s-a auzit ceva din el înainte. Da, mă enervează că se aud foarte, foarte, foarte încet. Probabil sunt și animale. Hai să-mi bag.
mergem acolo în spate unde am văzut ochișorul. Ia uite-l, mă. Uite, mă, cum a căzut frunza. Poți să mai faci chestia asta odată? S-a mișcat copacul să-mi bag picioarele, a căzut frunza exact acum. Încerc. Când încearcă, hai, te rog. Meule, vezi că pe tine te înjur. Te pup, mersi. Ți-a venit, dragul, ai văzut că am postat clipul ăla că m-ați făcut tu cu Andreea să mă duc la baie, să ies din cimitir, să fac șuș. Păi atunci chiar m-am panicat rău de tot. Crenguța, toate ca toate, dar a zis că mai încearcă. Poți să încerci să mai influențezi ceva în jurul meu, te rog. Și oprește câinii aia. Dacă într-adevăr sunteți aici cu mine, vreau ca câinii aia să oprească. Redirecționa. Da, redirecționează în altă parte. Ăștia au intrat în cimitir. Poți să-mi spui, te rog, dacă numele tău este Elena? Elena? Ce cu telefonul se încingă? Asta e cruce căzut aici, să mă împac picioarele. Am și călcat pe ea. Caz. Caz? Am nevoie să fii puțin mai specifică. Elena, sunt aici. Vă rog să încercați mai tare să interacționați cu mine. În cazul în care nu puteți influența aplicația. Vreau să produceți sunete în jurul meu. Puteți face chestia asta? Băi, aici între astea a fost. Așa, dar pe unde o iau? Că sunt boscheții mari. Aici stau alte morminte. Voi ce mi-a scăzut tensiunea, cred. Rece. E rece? Sunt departe de tine. Nu știu de ce m-a chemat locul ăsta aici în seara asta, că am vrut să fac de la Vasile, sincer să fiu. Care a fost faza cu ochiul ăia mari? Aici e câmp. Așa. Nu pe aici. Aici. Am un boscheț peste rău și prin pădure. Mergem la bunii să ne vadă. Băi, păi stai așa că nici nu mai e gardă. Băi, sunteți nebuni. Ce a fost era în afara cimitirului. Pe unde iau să nu cad peste vreunul în groapă. Stau pe un mormânt care se spart. Bă, gameaș. Mamă, cum s-a luminat. Futuți aplicați. Mamă, ce m-am speriat acum. Alergare. Fă-tu-ți gura, mătii, aplicație. Scuzați limbajul. Mamă, ce m-am speriat de aia albă în spatele meu și după aia zis și aplicația alergare. Acum m-am căcat pe mine, pe bune. Ia uite, bă! Meule! Mă trezeam și eu. Uite, mă, cum arată aici gropile, frate, nici nu știu unde calci. Vai, ce m-am speriat. Să nebunesc dacă nu ăla... Nu știu cum ce a reflectat în el, dar ăsta în spatele meu s-a aprins. Era alb, e de fier. Roxana, da, la fel și eu.
Ce mai aici? Se vede? Se vede ceva? Nu se mai vede. Mam! Du-te, bă. Eu nu cred. Eu pe aici am rupt picioarele. Deci e imens încolo. Și e mult mai în spate. Asta e mormântul, bă. Ăsta de aici, dar nu mai este nici. Nici urmă de cavou, de sicriu. Intrare. N-aș vrea să intru pe aici. Ci că e intrare. Dar nu se vede sicriul. Că așa sunt puse. Deci e gaura de la mormântul ăsta, unde e crucea acolo. Auzi ceva acolo. A venit lângă mine să-mi bat picioarele. Marioara. Marioara? Leșin aici. Stai că nu știu cum să fac să ajung în față. Bă, sper să nu cad peste Marioara. Vreau să citesc dacă acolo scrie Marioara, s-a terminat live-ul. Pe bune. Numai puțin, să văd și ce era aici, că am venit. Mamă, ce foșnește peste tot! Vreau să văd ce ochi erau aici. A, mă, zmeule, că la milioanele pe care le-ai dat tu, ce mai stai în 4.000 de puncte, 4.300? Că alea nici nu le simți ca să faci level mai sus de 38. Dacă eu de la 25, nu, de la 26 la 27 am nevoie de 60.000 de puncte oferite. Îmi dau seama ce e la tine. Filmez destul de încet, dar problema e că sunt pe Zoom ca să puteți vedea voi mai bine. A zis Mărioara. Acolo, trebuie să mă uit să văd dacă scrie Mărioara pe cruce. Dacă scrie Mărioara pe cruce. Dori, mulțumesc. Nu știu ce am avut impresia că n-am inelele la mine. M-am uitat pe mâna acum, sincer. Nu este cunoscut. Nu este cunoscut numele Mărioara? Păi aplicația l-a zis. E fake? Bă, mi-e frică că mai sunt morminte aici, mă, cum ajung acolo acum. Pe unde am venit, tot pe partea aia. Și trebuie să stau pe ăsta, să mă uit dacă o cheamă Mărioara aici. Și dacă cad prin ăsta, că și acolo e mormânt. Hai să îmi bag picioarele. Băi, mă simt cam deșert, că parcă ar fi nisipuri mișcătoare. Acum mult timp. Acum mult timp? Acum mult timp te numeai Mărioara. O să-mi spui cum te numești acum. Ai murit acum mult timp? Băi, nu se mai vede. Bă, zmeule, bă, ești nebun rău de tot. Dar nu, nu era Mărioara. Cum scrie aici? Maria, să-mi bag picioarele. Maria, scrie aici, Marin, M-A-R-I-N. M-am speriat rău de tot. Marin, asta a fost stranie rău de tot. Mi-a accelerat puțin pulsul când am văzut M-A-R. Mergi mai departe. De ce? Vrei să comunici cu mine, da sau nu? Fiți atenți. Vă fac proba doar ca să vă dați seama. Vedeți acolo abur? Haideți să mergem puțin mai sus în partea asta printre ele, să vedeți. Că o să simt și eu când fiul. Nu mai... Fiul. Mama, mi-a mai ținut rău că am scos aburul. Să vedeți că nu mai iasă. Luăm toată partea asta din spate cu mormite. Mamă, ce nașpa că n-am spirit box-ul. Vai cât îmi lipsește spirit box-ul ăla și cât de mult ruram pentru bâzit. Dar
Dacă aș putea să primesc câteva răspunsuri în el aici, ar fi super. Nu știu de ce mă atrage locul ăsta maxim. Maxim. Mamă, aici e ca o... Dacă vă uitați, e ca un... Am crezut că m-am dus în mormânt. E ca un foișor dintre ăsta, ca un... Luminiș. Ia fiți atenți cum sunt acolo. Boscheții crescuți. O jumătate Curat. de... Da, în față e curat. De ce este curat doar în jumătatea asta de cerc? Proteja. E protejat? Aici sunt protejat? Răspundem, te rog, cu da sau nu. Ia stai, mă, să vedem că poate aici e vreunul bun. De vrea ca să vorbească cu noi. Băi, oameni buni. Sunt toată buza și tot miștoul deoparte. Dori, mulțumesc. Deci lăsăm toată gluma deoparte și tot miștoul și toată bâza. Vă rog să vă uitați cum arată. Mă învârt în cerc, da? 360. Asta cred că e extrem de veche. Mama, aia e mai veche. Așa. Da. Repet. De ce aici e curat? Am avut un sunet acolo. Legate de Se pare că nici aici nu scap. Mamă! Stai să punem rem podul aici. Că stau cu fundul pe ăsta. Au început o grămadă de sunete. Ți atenți că zici că fumez. Aici ar trebui să avem activitate în REM pod. Îl punem aici. Așa zic și eu că aici e sinistru rău de tot de tot. Dumitra. Dumitra, Marioara și oricare ai fi aici, dacă ești aici în momentul ăsta, pană de porunghel. Porunghel, am zis intenționat. Dacă ești aici în locul ăsta, în acest moment, te rog să încerci să interacționezi cu mine. Sau vă rog să încercați să interacționați cu mine. De asta am venit aici. Promit să nu mă sperii prea tare. Și să încerc să stau să comunic cu voi. S-a auzit asta? Voi fiți atenți când am spus că vreau ca să comunic și nu fumez. Fiți atenți și iasă, acum. Vă rog pe toți să vă apropiați de mine. Am adus niște jucării cu care putem comunica. Băi, ești nebun, de din ce în ce mai rău. Dispozitiv. Da, acest dispozitiv mă poate ajuta să-mi dau... Uite, mă, se poate ceva în curs, să nebunesc. Mă poate ajuta să-mi dau seama dacă sunteți sau nu lângă mine. Nu e... E răcoare în jurul meu, dar nu e frig de-a dreptul. Mă, se poate ceva în curs, să nebunesc. Bă, nu râdeți. Ia uite, bă, ce râd oamenii ăștia de mine. Frumos. Frumos, oameni, frumos. Eu care mă așteptam să mă... Ținu afară. E cam departe. Afară unde am văzut acei ochi, dacă îmi răspunzi cu da, chiar o să vin acolo. Afară, acolo, afară din cimitir, te rog să-mi răspunzi cu da sau nu. Stai să rup puțin iarba de pe lângă REM pod, să nu fie influențare în podul de ea. Opa, așa ne ridicăm, dăm și cu gletiera. Mai puțin. Unde stă REM podul, nu trebuie ca să fie. Am pus mâna și pe sărăcia aia de pană. Băga mea și picioarele. Așa, încerc. Să nu fie influențat de iarbă.
Război. Mamă, ce m-a speriat. Băi, se mișcă antena la are în podul ăsta, nu mai stăm pe boi, ce mă enervează. Pe de-aia chiță e așa tare. Da. Iar îi mulțumesc. Ce pot să-i fac, mă, la filetul ăsta să nu mai joace aici? Îl pun puțin într-o parte. Așa. Cât de multe ori se mișcă antena. Gata, acum așa. Pune și cadouul. Nu știu de ce mi-arde telefonul. Dar arde rău de tot. Te văd. Mă vezi? Poți face în așa fel încât să te văd și eu, te rog, sau vă rog. Puteți face în așa fel încât să vă văd și eu pe voi? Dacă sunteți într-adevăr lângă mine, vă rog să încercați să atingeți aparatele pe care vi le-am pus la dispoziție. Încercați să atingeți oricare dintre acele două aparate. Oprești și lumina. E cineva lângă mine în acest moment, da sau nu? De ce? Viorele, tu râzi, tati, dar nu e chiar așa. E greu. Băga mea și picioarele, mă uitam în față. Băi, vă mulțumesc din suflet tuturor, sunteți nebun rău de tot, de tot, de tot. Viorele, respect Florii, respect Pedro. Băi, vă mulțumesc tuturor, tuturor. Vă rog follow-ul la cei de acolo de sus, pentru că v-am spus, ne ajută pentru live-urile următoare. Să putem să mergem cât mai departe. V-am zis, vreau ca să construiesc un buget și pentru Hoia. Dar până la Hoia mai am câteva chestii de rezolvat înainte. Nu e începutul cu tusea. Văd că aparatele stau liniștite. Cum ai zis, mă, că o chema pe maică, tasmeule? Fara energie. Încearcă să-ți iei energie de la acele aparate, te rog. Dumitra, mai ești lângă mine? Mărioara, Crenguța. Unde suntem? Suntem în cimitir. Și vă chem să... Puteți să vă apropiați mai tare, vă rog. Mărioara, Dumitra, Crenguța. Mamă. Încercați să atingeți din nou aparatul ăla ca să pornească alarma la el. Na, mă, că gata. A început distracția. Am nevoie să atingeți acea antenă. A dat în senzorul de temperatură. Se pare că avem o mișcare. REM-podul în sfârșit a detectat schimbare de temperatură lângă noi. Oh, a mișcat și cadouul. A mișcat și cadouul. Poți încerca să mai treci din nou prin fața lui. Mulțumesc pentru răspuns. L-a mișcat din nou. Am nevoie să treci, să încerci din nou să-l influențezi în momentul în care îți spun corect numele. Dumitra, tu ești? Deci nu ești Dumitra. Mărioara, tu ai trecut pe lângă aparat? Băga mea și... Ok.
Deci mărioara este cu noi. Se blochează, se blochează, se blochează. Păi se blochează că a venit mărioara. Și a revenit. Cade semnalul că a venit mărioara. Și a revenit. Și a revenit. Stop. Mamă, mi-a ieșit aplicația stop, să nebunesc. Și a revenit. Bă, ce mă enervează chestia asta. Mă enervează că atunci când trebuie să se întâmple ceva, atunci îmi cade semnalul. Se pare că mărioara este într-adevăr lângă mine. Cum vă explicați altfel că în momentul în care cadoiul a detectat că era ceva aici și a pornit alarma la RemPod... Nu va pleca. Păi nu vreau să plece. Mărioara, poți să te apropii din nou. N-am mă, că a pornit din nou când a zis de mărioara. Andreea, te pup. N-am mă, exact când am zis de mărioara, să nebunesc. Mărioara, poți produce un sunet în jurul meu, te rog, dacă nu poți influența aparatele alea, am nevoie, dacă poți, să le atingi pe oricare dintre ele, pentru că o să pornească LED-urile la ele, becurile acelea, dacă tu te vei apropia și vei încerca să le atingi, să pui mâna pe ele, ele îți vor simți prezența. Știi. Da, știu că ești aici cu mine, dar vreau să facem chestia asta și pentru oameni. Te rog, lasă telefonul, nu mai întrerupe semnalul, încearcă să nu-l mai bruiezi și încearcă să te concentrezi pe aparatele alea. Te rog, lasă telefonul, nu mai întrerupe semnalul, încearcă să nu-l mai bruiezi și încearcă să te concentrezi pe aparatele alea. Rău. Este un spirit rău în jurul meu? Răspundem cu da sau nu. Andreea, te rog, eu cu minte... Băga mea. Ok. Andreea, te rog, eu cu minte... Băga mea. Ok. Ăsta este... Oprește-l acum. Dacă chiar ești lângă mine... Hai să-l folosim în așa fel încât să putem comunica. Am nevoie să-l oprești. Poți să-l oprești. Te rog. Încerc să mă avertizez. Mulțumesc. Încerc să mă avertizez de ceva. Vrei să plec din acest loc? Dacă vrei să plec, pornește din nou alarma. Dacă crezi că se va întâmpla ceva rău cu mine sau este ceva rău lângă mine, am nevoie să pornești din nou acea alarmă. Andreea, mă jur că îmi tremură mâna, mulțumesc. Bă, oameni buni, nu mai fiți răi cu mine. Lasă-mă în pace. Opa, fii atent, mă, mai s-o las în pace. Uite-mă cum am speriat, cum a detectat chestia asta, cred că se hrănește cu energie de la mine. Dar am nevoie de un semn fizic din partea ta. Andreea, mulțumesc din suflet, te pup. Bă, vedeți că iar ies în partea aia și pun live-ul pe pauză. Pe bune, la modul cel mai serios, că probabil a simțit din... Oprește-l! Vreau să-l oprești. Oprește-l sau o să ți-l iau. Marș, că s-a prins și un LED acum, când am dat cu lumina la lanternă pe... L-a oprit, mă. Din nou la comandă, să ne înțelegem. Andreea, te pup și îți mulțumesc. Stai că s-au întâmplat câteva lucruri ciudate. Deci mărioara. Mărioară de la Gorj. Nu mai știu melodia. Ziceți melodia, să-i cânt, mă, că poate să mă împrietenesc cu ea, să nebunesc. Orș, uite, mă. Opa, opa. A venit un băzgăun. A venit o insectă dintre aia spre mine. A venit o goangă dintre aia, dar e dintre aia de viță. Ia uite, 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 ia u
Ziceți-mi toată melodia ca să nebunez de noi când până vine aici în carne și oase. Nu vei înțelege. Ba vreau să înțeleg. Mărioară de la Gorj? Poate vrei acum să pleci cu scârț? Nu. Nu vreau să plec cu scârț, că de asta fac ceea ce fac. Promis să fiu tare. Las telefonul și mă bat parte în parte. V-am spus, mor bărbătește. Mor în picioare. Opa! Credeam că asta e o piatră pusă pe crucea asta. Luna s-a ridicat mai sus. Vreau să mă prindă 12 aici, nu știu. Mă învârt în cerc, ca fraierul. Până prin... Guanga, unde este Guanga? Viorele, lasă Guanga, ziceți-mi cânte cu mărioară de la Gorj. A, mărie și mărioară iau par de omoară, nu cânt. Nu, că e ala necară. Nu, nu. Nu, nu. Nu, că nu vreau să iau un par să mă omoară. Mai mergem colo la groapă. Că eu tot cred că stau să sting bine țigara, că poate dau foc la cimitir pe aici. Că e foarte uscat. S-a stins de tot. Nu, mărie și mărioară iau un par de mă omoară, nu, nu? Nu cu parul. Că vreau să mai trăiesc. Da, hai mă, cânt! Mărie și mărioară. Nu mă, că nu știu melodia. Iau un par de mă omoară, asta e altfel. Da, aia, mărioară de la Gorj. Ia la Neica, nu știu cum. Da, da, da. Mărioară de la Gorj. Ia la Neica vreo doi sloți și nu te iubi cu toți. Ia la Neica vreo doi sloți și nu te iubi cu toți. Vino doar la mine. Poți să te arăți. Ai reușit să mă sperii, poate dacă reușești să te hrănești vreun pic cu energia mea, cu frica mea acum, ai avut totuși de unde să iei puțină. Acolo jos. Acolo jos ești. Aparatul mă cheamă înapoi. Imediat o să vă arăt și acolo jos. Acolo jos ce înseamnă? Să nebunesc dacă nu înseamnă groapa asta aici și dacă ăsta o fi marin niciodată în viața asta, asta e Maria, chiar mărioara mea. Cel puțin așa cred eu. Stați că e și Andreea acum, să-i arăt și eu unde era să cad. Dar pe unde am luat-o data trecută? Pe aici. Să nu cad acum în groapă. Am luat-o peste. Că prima dată am fentat-o. Ăla e, cred, ba nu, ăla e. Ăla e, aici, că e poza. Să dea boala dacă nu aici e mărie. Uite și gaura. Mamă, dar și ăsta e... Mă, mi-a intrat piciorul în el, ăsta e de la ăsta. Bă, și aici cade. Și am 120 de chile. Vai de capul meu, am călcat pe el. Bă, că noroc am avut că n-am căzut. Dar cum scriem aici? Marin. Marin, dar nu se vede bine, e marin, e bărbat. Parcă se vede nou ăla acolo. Dar se poate să fie și ea. Acolo jos, mi-a zis acolo jos, presupun că e aici. Au început să miște chestii. Mamă, zici că suntem chiar în jocul ăla cu plasmofobia, să nebunesc. Acum, la modul cel mai serios, mă aștept să iasă de oriunde. Ceva. Încă nu mi-explic, probabil vreun animal sălbatic, dar cine știe ce animal a fost? Lup, șacal? Că printre astea am văzut doi ochi care se uitau la mine. Marin, stai cu Stancu. Da, nu înțeleg ce s-a întâmplat cu... Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu Coșciugul. Uite, Andreea, special pentru tine am mai trecut o dată aici, că ai venit. Și îți mulțumesc că ai intrat din nou pe live-ul meu. Poti sama simți. Cu tine încerc să comunic.
Sau tu încerci să cum? Doamne, șmeule. Șmeule, să nebunesc dacă nu ești nebun rău de tot. Bă! Marin, tu încerci să comunici cu mine? Adela. Ei. Adela. Stai mă, că azi și afară. Da. E acolo în ăla, în foișorul ăla. Luminiș, că zic mereu foișor. Aici s-au văzut ochii aia. Probabil a fost vreun animal, nu neapărat o fantomă. Mort. Mort? Mamă, ce chire, ce chire e ăla, rempodul, aude aici. Trebuia ca să fac chestia aia cu două telefoane, dar nu știu dacă aveam să... Aha, se vede de aici. Vreau să văd dacă își fac de cap cu el, dacă pornesc celelalte becuri. Am, mi-e frică pe unde calc. Opa! Care te-ai descălțat, mă, pe aici? Bă, ăștia eu cred că au ieșit la plimbare pe bune. Uite, doi adidași. Rătăcire. Ai rămas fără adidași, te-ai rătăcit? Nu, nu, nu vreau să se îndepărteze. Lidia mă sfătuiește ca să-i zic să se îndepărteze. Bă, dar nu ți-e frică? Nu, bro. Ia-mi cu... Ma, acum e belită. Acum e belită la modul cel mai serios. A venit miros de mortăciune. Și am înțeles că dacă e miros urât, este vorba de un spirit rău. Sper să fie vreo mortăciune pe aici, vreun animal aruncat de săteni. Da, de fapt, nu mai sper, mă, sper să fie vreun bau-bau. Hai! Nu, ce cu s-a uitat. Hai! Hai! Voi auziți ecoul din crucea asta? Arătați-mi ce puteți! Probabil nu degeaba am fost atras de locul ăsta. Așa că mi-aș dori să vă văd măcar pentru o fracțiune de secundă. Promit să nu fug. Hai să înceapă distracția. Aha, pe acolo ajungem la rempot. Bă! Toate ca toate, dar încălcat pe o grămadă de morminte. Nu vei înțelege. Dar vreau să înțeleg, chiar dacă nu pot să înțeleg, probabil voi considerați că nu pot să înțeleg, vreau să încercați mai tare să mă faceți să înțeleg. Sunteți sau nu sunteți într-adevăr aici cu mine? Dacă da, vreau să pocnească ceva în jurul meu, nu știu, să văd ceva straniu. Puteți să vă arătați pentru o fracțiune de secundă? Atât! Nu mai mult! Nu era spălat pe picioare. Să-mi bat picioarele. Bă, dar ce clență ne-o ăla, cred că mi-l descarcă de tot să nebunesc. Încerca să fiu mai tăcut puțin. Să pot surprinde ca lumea sunetele. Ai grijă la picioare, băi, stai puțin, Cocodo, că nu e chiar așa pe bune. La modul cel mai serios. Mi-a intrat pe bune. I-auzi? Smeule, fii atent cu balenele tele, că tu mă sperii și ăștia mă mănâncă pe aici. A pugnit sticla. Flăcări.
încet. Flăcări. Termo, imediat pune și camera cu termoviziune, trebuie să mergem la rucsac. Te rog, pleacă. Mulțumesc, Andreea. Deja probabil ați... David, am niște capturi senzaționale, sunt peste tot. Moriera Gabriela de la Iatăcă. Iris, abia aștept să le văd pe Discord. Sincer să fiu, în seara asta mă simt vânat din toate punctele de vedere. Nu știu de ce, poate mi-am intrat eu prea tare în film. Poate m-am panicat eu mai mult ca de obicei. Dar chiar sunt curios să văd dacă se întâmplă ceva mai mult după 12. Din păcate pentru voi n-am cum să vă arăt mai mult decât v-am arătat deja. Adică interacțiunea din Rempod, care de câteva ori m-a ascultat în seara asta. N-a pornit becurile la el, dar sunt curios dacă pornesc după ora 12. Păcat, păcat, păcat că n-am spirit box-ul cu mine. Ca și putut comunica mai mult sau să încerc să comunic mai mult, poate primeam niște răspunsuri și în el. Dar momentan ne descurcăm cu ce avem. Sunt 4. Încearcă să pleci înainte de 12. Nu, seara asta nu plec înainte de 12. Uite mă ce... Bă, cât se joacă cu ăla, bă, acum. Deci cât chire e ăla acum. Și s-a oprit. Am nevoie să-l porniți din nou. Încercați, dacă aveți nevoie de energie, să vă hrăniți cu energia aparatelor respective. Încercați să vă apropiați de ele. Pentru asta sunt, ca să pot interacționa cu voi, să-mi dau seama că sunteți aici cu mine. Haideți să punem câteva răspunsuri în... câteva întrebări în gletira magică. Spuneți ce ați vrea ca să întrebăm. Repede de tot, să vedem dacă se poate. În primul rând, vreau să știu dacă în acest moment este vreun spirit lângă mine. Dacă ești aici, te rog să te concentrezi și să încerci să împingi acest pendul pe răspunsul da sau nu. Ce te-a adus aici? Curiozitatea. Da? Da? Ești lângă mine, mulțumesc pentru răspuns. Vrei să răspunzi la câteva întrebări în seara asta? Vrei să interacționăm în seara asta? Nu? Ba, picioare, dacă nu ceva venea spre mine de acolo. Stau să scot telescopii ca să fie mai la îndemână. Cu am și... Bă, ce prost sunt! O am în buzunar și dacă era ceva, până o scoteam eu, să las ăsta, să bag mâna după ea. Așa. Da, păi ceva de aici. Cine ești tu? Eu sunt nebunul care vrea să comunice cu voi. Ceva de aici a vrut să vină spre mine, mă jur. Nu mai am semnal. Nu mai merge. Acum merge? Bă, du-te cu căcaturile tale. Camelia, du-te, fata mea, tu de aici, că nu te ține nimeni cu forța. Căcaturi, necăcaturi, sunt căcaturile mele, știi ce zic? Eu stau pe aici, nu tu, nu trebuie să mă crezi. Te pup și îți urez o seară frumoasă mai departe.
Du-te în altă parte, că nu e de tine aici. Da, dacă scoți zoom-ul de tot. Mă, de ce face telefonul ăsta chestia asta, că abia aștept să-l schimb? Mamă. Bă, mi-au cerut și ăștia, am abonamentul de vreo 5 ani la Telecom și pentru un S20, S23, pardon, Ultra, cât credeți că mi-au cerut? 45 de milioane la abonament. Păi de ce să-l iau cu 45 de milioane când pot să-l iau la liber de pe OLX cu 50 și termin bâlciu? Abia aștept să scap de sărăcia asta. Băgăm camera termo imediat, dacă a zis cineva de termo. Stau să pun acum camera termo. Nu, iPhone-ul am înțeles că nu e bun pentru ce fac eu. iPhone-ul e mai bun pentru transmisiunile care au date constante. Dacă stați acasă pe date, spre exemplu, și vreți să faceți live pe TikTok, este mult mai bun iPhone-ul și are o claritate mai mare imaginea transmisă prin iPhone. Dar dacă depinzi foarte tare de semnal și semnalul oscilează, este mai bun Samsung-ul. 1500 de euro am plătit eu. Da, tati, dar eu acum n-am 1500 de dat și nu e niciun fel de apropo să ne înțelegem. Adică n-aș da atâta pe el. Adică nu vă gândiți că spun așa că mi-ar trebui, că ăsta o să-l iau. Cu timpul, nu fac psihologii inverse și alte rahaturi. Este trecut pe foaie. Oricum, telefonul că a început să mă enerveze rău de tot ăsta. Nu mai surprinde ca lumea lumina. Acum bag camera termică, că de asta v-am zăpăcit așa. Numai puțin. Să opresc asta. Trebuie să pun cealaltă lanternă de cap. Să vedem dacă e ceva. Văd că aici e mai răcoare. 3 grade, 2 grade. Jos. În luminiș e mai răcoare, bă. 4 grade, 3 grade. Într-adevăr, mă, e jos e mai răcoare. 3,8. Și în partea asta altă? 8. 6, 4. Peste tot e așa. Ornamentele au, crucile au magazinat ceva căldură de pe zi. Copacul e cald. Trunchiul. Stai să dăm pe chestia asta cu verde, că mi s-a părut că se vede mai bine. Așa se vede mai bine. Acum încerc să pun pe spirit box. Acolo e gletiera și spirit box-ul. Dar de ce pe câmp în față? Că acolo e câmpul. Acolo. Stați așa. Acolo. De ce pe câmp în față e mai cald ca aici? În cimitir. Eu nu înțeleg. Ia stai să vedem, e câmpul? A, nu e câmpul. Nu e câmpul. Sunt bălăriile astea. Mă și speriasem. Da, din păcate... Nu... N-a reușit să surprind nimica cu camera termică, băgând din nou aplicația. Să-mi ziceți dacă vreți să schimb locul, poate cu unul în care am mai mult semnal. Adică să urc mai sus și să coborâm după înapoi aici. Barcă. Mor, mergi de Halloween în cimitir.
Băi, cred că da, cred că o să merg. Nu știu. Mai am și eu viață. Vedem până atunci, nu mai vreau ca să promit dinainte. Că mi-am luat țeapa asta de câteva ori și am promis. Vorbește cu mine. Mărioara, dacă ești aici și vrei să mai rămân, vreau să pornești alarma de acolo, de la aparatul ăla. Mai punem o întrebare. Vreți să plec din locul ăsta? Nu știu de ce, am văzut că a pornit alarma și când mi-a zis că nu vrea ca să comunice cu mine. Nu? Așa, ok. Vrei să-mi răspunzi la câteva întrebări, te rog? Bă, lasă-o morți ei! Futuți copacul mății să-ți fut. Aici e mormânt, cum fac mă ca să ajungă al mormânt? Eu. Bine. Bine, stai așa ca să ajung aici. Nu știu dacă e ceva în copacul ăsta. La animale mă refer. Acolo avem un doliu. Bă, de când o fi legat doliul ăla acolo? Deci eu, acolo e un doliu legat. Dar de două ori de când m-am, de două ori de cât că m-am și bâlbâit tot, de două ori am încercat să... Gabriela. Să pun întrebări în gletieră. De două ori am simțit că vine ceva înspre mine, dinspre copac. Dacă sunteți într-adevăr aici cu mine, am nevoie să îmi răspundeți la o întrebare foarte, foarte serioasă. Merg doar răspunsuri cu Chirurg. da și nu. Există sau nu există viață după moarte? Există fantome și spirite? Nu poate. Am nevoie să răspundeți cu da sau nu. Există spirite. Există viață după moarte. Vă rog să-mi răspundeți cu da sau nu. Poate, poate. Dacă este vreun spirit pe lângă mine, am nevoie să răspunzi. Pentru a-ți dovedi existența și ca lumea să știe că ești aici. Există sau nu există viață după moarte? Repet, doar da sau nu, încearcă să influențezi pendulul ăla. Unde ești? S-a dus pe da. Ați văzut ce frumos a luat-o spre da? Te rog fix cu ce am scris. Scrie pe o cruce. Cian scrie pe o cruce. Cum adică Silvio? Să-mi bag ce m-a speriat ăsta că am călcat el. Te rog fix, Cian. Scrie pe o cruce, te rog, mersi. Păi nu știu pe care cruce. De ce este aici? Sunt aici pentru a vă observa. Fugi. Nu, fug mă. Stau să mă mănânce. Am spus că o să mor demn și mor în picioare. N-am de ce să fug. Sunt puternic. Dumnezeu e cu mine pas de pas, pas cu pas. Și dacă Dumnezeu nu mă lăsa să fac chestia asta, sau n-ar fi fost de acord cu chestia asta, nu mi-ar mai fi lăsat liberul arbitru ca eu să decid ce pot să fac.
Deși sunt în căutare de paranormal și așa mai departe, asta nu are de a face cu necuratul. Vreau doar să-i surprind. Pe cei care n-au putut să treacă dincolo. Maria, dacă mă poți auzi, mai am nevoie de un semn din partea ta, te rog. Și nu poți să răspunzi imediat, dar încearcă cât de repede poți. Dacă ești aici cu mine, am nevoie de un sunet în jurul meu. Vă rog din sufletul meu, ziceți-mi că s-a auzit. S-a rupt o creangă în copac. Vă rog, ziceți-mi că s-a auzit. Cei care aveți căști, vă rog, ziceți-mi că s-a auzit, că am tăcut special pentru chestia asta. Vă rog, ziceți-mi că s-a auzit. N-am semnal. Păi normal că n-am semnal. Logic că n-am semnal. Băga-mea și picioarele să-mi bag. Chiar aici. Bun, îți mulțumesc pentru semnul oferit. Ce să mai întreb, ce să mai întreb, ce să mai întreb? Mi-a spus că sunt chiar aici. Semnul s-a produs, s-a auzit creanga lângă mine și asta n-a fost de la câini sau așa mai departe. Cred că din celălalt copac s-a auzit creanga care s-a rupt. Bun, ce să mai întrebăm acum? Am auzit, am auzit, am auzit. Bun. Bun, 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 bun. De asta am venit aici. Îți mulțumesc pentru răspuns. Îți mulțumesc încă o dată pentru răspuns. Acum am nevoie să o mai faci o dată pentru a fi sigur că într-adevăr tu ai făcut chestia asta. Poți să mai produci un sunet în jurul meu, te rog. Păi ce ai vrea că am plecat și fără lumânări? Pornirem podul, dar ăla nu e sunet. Am nevoie să faci din nou chestia cu copacii sau orice pognitură, dacă poți, pietre. Bă, mi s-a schimbat vocea. Încearcă să te folosești de tot ce poți influența în jurul meu. Mai am nevoie de încă un semn că ești aici, te rog. Ziceți-mi că s-a auzit și ăsta. Ziceți-mi că s-a auzit și ăsta tot la copac și că n-am pierdut semnul. Marș, mă. Nu plec la 12, se întrerupe, trebuie să mă duc în partea aia altă. Strâng toate astea. Îți mulțumesc din nou pentru semne și îți mulțumesc pentru interacțiune, dar acum am nevoie de semnul suprem. Am nevoie să te arăți. Măcar pentru o secundă. Am nevoie să vii aproape de mine sau să veniți aproape de mine dacă sunteți mai mulți și să vă arătați. N-am, că am și fluierat să vină. Se presupune că chestia asta e ca o provocare și deranjează. Am nevoie să vină mai mulți.
stați așa să schimb lanterna de cap ca să aveți lumină mai puternică. Iar nu mai mișcă ăla acum. A mișcat și ăla. Nu mai mișcă acum că... Nu știu de ce nu mai mișcă. Mai puțin. Așa. S-a făcut lumină. Băgăm pe ăștia în rucsac înapoi. Mutăm puțin locul. Revenim aici la 12. Că știu, văd că aici, în zona asta, fie e ceva foarte aproape... Fie, nu știu de ce nu e semnal. Băgăm și cadou înapoi. Băgăm și rempodul înapoi. Cum ce? Uite-o câtă lumină s-a făcut acum. A, avem 1.300.000 de aprecieri. Vă mulțumesc din suflet, băi! Oameni buni! A zis să nu stau după 12. Știți cu toții că încep live-urile mai devreme și le termin mai devreme. Acum, atâta rugăminte am și eu la voi că pe astea pot să le cer. Hai să facem și noi măcar 1.500.000 de tap-tapuri, că nu e așa de mult, 200.000 până la fix. Până la 12. Să fie suma rotundă, să nu fie cu ghinion. Cam puține aprecieri pentru toată interacțiunea din seara asta, sincer. Că mie unul mi-a depășit așteptările seara asta. Maria, în continuare, te rog, dacă ești aici cu mine, să te arăți. Măcar o secundă, dar vreau să te arăți. Promit să nu fug. Acolo poate fi strigoi, nu știu ce poate fi, dar... Bine, chestiile astea nu funcționează, fraților. Nu sunt, v-am arătat de multe ori și v-am zis de multe ori, nu sunt chiar ca în filme, așa, la modul cum vedem noi filmele de groază. Sunt niște chestii mai mărunțele, dar puse cap la cap, în genunchea. Băi, aveam de gând să stau așa ca la o cerere din căsătorie, mă jur și să o rog să apară, dar după aceea mi-a zis nu, imediat aplicația și consider că nu mai trebuie să fac chestia asta, mă jur că vreau ca să stau o secundă așa și să zic că o rog sau îi rog să se arate, dar dacă aplicația mi-a zis imediat nu după, probabil mi-a citit intenția altul, David se cere obiectiv. Păi cine l-a cerut? Obiectivul nu-l schimb decât cum a fost atunci cu Andreea. 1.500.000. Băi, vă mulțumesc din suflet. Mă rugați voi să mă conformez, dar din respect față de cei care au oferit cadouri, nu ar fi corect din partea mea ca să schimb obiectivul. Pentru că obiectivul pe care l-am pus la începutul live-ului a fost atins. A, dacă îl cerea Andreea sau Viorel special, băi, nu știu, cum făcea Andreea înainte, înțelegeam că știam că ea îl oferă și ea poate să-l ceară. Dar așa, să ceară alții din chat pentru ca să ofere alte persoane, nu sunt de acord. Spital. A, se cere obiectiv, ce vreau eu? Bun. Uite așa, atunci dacă se cere obiectiv, ce vreau eu? Adaug obiectiv. Numai puțin. Gata! S-a setat și obiectivul.
Gege, Gugu, Gaga, Gege. Gege, Gege. Al doilea obiectiv făcut pe seara asta și vă mulțumesc. Vedeți, v-am ascultat. Vă las-o încolo. Pe bune acum? Bă, pe bune, care e faza cu copacul ăsta, mă, că l-am zdruncinat de toți rărunchii? Și mă cheamă parcă înapoi. Ia-uzi. Marș, mă, cum a căzut frunza să-mi bag picioarele fără gram de vânt. Asta s-a auzit și data trecută, bă, probabil stăteau așa. Știți faza cu copacul de la Ciutura? Mi se pare că tot nu era, de făceau frunzele așa, e și postată. A fost postată, nu mai știu dacă am trecut-o pe privat, că pe unele le-am trecut pe privat. Asta se auzea în copac și când am cerut semnele, poți te rog să mai dobori o frunză? Băi, mi-e ciudă că sunt chestii mărunte rău de tot, de tot, de tot. Probabil nu este ceva suficient de puternic. Ei, acum așteptați puțin. Pe bune, acum așteptați puțin. Chiar mă duc să mă ușurez și ne întoarcem înapoi. După aia și tot aici stăm. V-am zis că nu fac la mișto. De data asta chiar m-am speriat. Andreea, te pup și îți mulțumesc. Cred că ți-a dus lumea dorul. Că de multe ori când nu se întâmplă și eu ți le-am dus, nu numai lumea. Dar de multe ori când nu se întâmplă nimica, s-au obișnuit toți cu tine și cu Viorel, cum a fost atunci cu Vivi, voi cu astea ale voastre în momentele de maximă atenție. E, acum chiar mă duc să pun puțin live-ul pe pauză, că trece prin mine, arde. Mă abțin. Așa că punem pauză puțin pentru Șușu. Suntem 2700. Băi, eu nu mă piș pe live. Ia uzi, mă, nu pleca. Se apropie de 12, este? Acum ai mai multă putere. Eu nu fac pișul pe live ca alții. Din respect față de cei care mă urmăresc. Așa că o să pun live-ul pe pauză. Cât timp fac chestia asta. Fă la copac. Nu, ies afară din cimitir. Că nici în cimitir nu mă ușurez. Uite, suntem lângă gard. Ieșim aici frumos, chiar dacă mi-a zis nu pleca, cred că, au, așa, am ieșit aici pe drum, pauză 2 minute, nu mai râde, mă, da, pauză 2 minute de Șușu și revenim. Gata, am revenit. Băi, cred că este o fermă sau ceva asta, să ne uităm pe partea asta. Prudență. Prudență, cu prudență, măi, cred că e o fermă în partea asta a cimitirului, pentru că s-a auzit o vacă mugind. Ar fi tare să fie câmp. E parte în chat. Băi, vă pup pe toți și vă mulțumesc, fraților, că sunteți cu mine. Tot respect. Mamă, avem și 491 de distribuiri. Înseamnă că v-a plăcut live-ul ăsta, că n-am cerut nicio distribuire în seara asta. Tot respectul. Nu intra. Fac și eu ca aia. Dacă ajungem la 20.000 de oameni pe live... Măi, și să-mi bag. Pe aici scânia. Ana, să nebunesc dacă nu. Stați o secundă, că punem iar pauză de Șușu. Dacă ajungem la 20.000 de oameni pe live, o să stau aici până poimâine seară. Da, mă, cred că e fermă acolo. Uite. Îndepărtare. Vă rog, fiți dragi, nu merge să mă rabonez. De ce? Daniela... Nu știu de ce nu merge. Vezi că nici la zmeu n-a mers. La mai mulți n-a mers. Este. Nu știu de ce n-am modificat prețul. Există posibilitatea să modifici prețul la abonament.
dacă vrei să-l mărești sau să-l scazi, eu l-am lăsat... Da, Andreea, da. L-am lăsat standard, dar nu cred că din cauza asta, nu știu. Cristian 23 ce a trimis abonament. Cătălina, mulțumesc. Ana, mulțumesc. Deci pe fix, hai fugim repede la copac acolo, să vedem ce se mai întâmplă acolo. Pierdem timpul degeaba. Cristian 23 ce s-a abonat pentru prima dată, mulțumesc din suflet. Băi, vă mulțumesc tuturor. Mamă, băi, nu spuneți, bă, că s-a făcut și obiectivul cu valul de abonați. Nu spuneți că am făcut 100 de abonați. La modul cel mai serios. Că aveam 94. Și nici n-am mai insistat pe chestia asta cu abonații. V-am zis că era o ambiție de-a mea. Eu nu știu, fraților, spre deosebire de alte persoane, nu că mă dau zmeu, că avem zmeu aici în chat cu noi. Rugați-vă pentru mine că intru înapoi și s-a făcut ora 12. Eu spre deosebire de alții nu pot ca să vă cer să faceți ceva pentru mine sau să-mi oferiți ceva. Am cerut tap-tapuri, am cerut chestii mici. Dar n-am ascuns niciodată că mi-am dorit să stau cu 100 de abonați constant. Cel mai mult am avut 127 și mă simțeam tare mândru. Dar nu mi-am arătat câți abonați avem acum. Nu. E bine. Vă mulțumesc la fiecare în parte. Mergem înapoi la copac. Ana, te poți arăta măcar o secundă sau oricare. Ai fi aici. Ăștia 99 care s-au abonat la mine s-au abonat pentru că au vrut, repet, n-am creat niciun beneficiu special pentru abonați. Și oamenii au făcut-o din pură susținere și le mulțumesc din tot sufletul meu, la fel ca și celor care oferă acele cadouri. Ana, mulțumesc! E cel mai interesant din ultimele două ore de scroll. Băi, acum permiteți-mi și mie să fiu puțin arogant la modul ăsta. Știți că n-am făcut niciodată aroganțe de genul. Nu știu dacă sunt cel mai interesant, cel mai bun în așa ceva, dar cu siguranță știu că sunt primul. Ce al meu e al meu, cum spune și aplicația. E al tău. Eu sunt primul care a început să facă chestia asta pe TikTok din România. Acum am văzut și eu că există riscul să mă întâlnesc cu o grămadă de alte persoane care fac aceeași chestie ca mine. Le urez mult succes. Nu mă consider, cum să spun, copiat sau așa mai departe. Zmeule, mulțumesc. S-a abonat Ileana pe abonamentul trimis de tine, cred. Mulțumesc din suflet. Am făcut 2 milioane de aprecieri. Băi, sunteți cei mai tari. Uite, pentru chestia asta mai stau până la și jumate. Că mulți au zis... Accident vascular cerebral. Sper să nu fac accident vascular cerebral pe durata live-ului ăsta. Sper să putem să o prindem pe Maria sau... cealaltă persoană, iar îmi scapă numele. Gata, 100 din 100, respect și mulțumesc de 1000 de ori la fiecare în parte. Băi, nu mă mai emoționați, bă, că nu știu ce e cu mine acum în seara asta. Vedeți că mi-ați dat-o la sentiment. Am mai citit la cineva o descriere asupra chestii astea cu berbecul și așa mai departe. I-am lăsat și comentariu astăzi. Mă jur că știu că mulți zic că na, dacă acolo erau numai calități, v-am zis, la mine încăpățânarea consider că e mai mult defect decât calitate. Pentru că de multe ori încăpățânarea mi-a făcut rău în viață. Că m-am încăpățânat să fac ca mine. Da. Chiar sunt o persoană care pune suflet în ceea ce face și vrea să-i mulțumesc pe toți. De asta m-a afectat de foarte multe ori și ce ziceau haterii.
De asta am dat și atât de multe explicații și în continuare le dau oricât de mult, aș zice că nu vreau să le mai dau. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea, mai ales celor care sunteți lângă mine de la început. Dacă eu fac chestia asta în continuare, mare parte vi se datorează vouă, pentru că voi ați crezut în mine și v-a plăcut la fel de mult ca mie ceea ce fac și ați făcut, nu știu, chestia asta să devină 40. Un fenomen pe TikTok. Pentru că nu multe persoane se pot lăuda ca atâția pe live, o comunitate atât de frumoasă și atât de unită ca a mea. Așa că milioane și milioane de mulțumiri. Promit ca în continuare, bă, să rămân la fel și să nu vă trădez niciodată încrederea. Mai avem un sunet acolo. La modul să fac eu niște nefăcute, cum am spus-o de nenumărate ori, prefer ca voi să vă pierdeți interesul față de mine și să vă plictisiți cu live-urile mele, pentru că am stări și stări poate într-o seară datorită unei probleme din viața personală să stric tot ce am construit aici pe TikTok. Am mai avut momente în care am refulat pe TikTok, dar cum spuneam, prefer ca să vă plictisiți și să nu mai intrați, că nu se întâmplă nimic, decât să forțez eu lucrurile, să fac tot felul de rahaturi, să arunc pe acolo, să fac la modul a pognit, a făcut adres. Da, pot să mă prostesc, sunt un actor destul de bun, la modul să mă prefac vesel când nu sunt, să nu arăt atât de mult problemele pe care le am decât în momentul în care mă doboară, dar frica nu o să pot să o mimez niciodată și nu o să o mimez. Inferior. Mă, ce vorbiți acolo, Andreea Cicana, ați las eu revolutul meu. Aoleo, Doamne! Eu vorbeam aici la sentiment și lumea încet râde de mine. Hai, că mergem mai departe. Mărioară de la Gorji, ia la Neica 2, nu știu ce, și nu te iubi cu toți, ia la Neica 2, 3, nu știu ce, nu mai știu cum sunt ea, și nu te iubi cu toți, vină la mine, să ne iubim, să îmi bag picioarele dacă n-am văzut ceva acolo. Cine bate seara la fereastra mea, o gagică cu poliția, te rog, anul după cruce. Mă, Silvio, mă, tată, uite-mă, m-a făcut imbecil. Câți urmăritori ai? 200. Te bag în gazdă, că am văzut că te-ai mai rugat. A, după crucea aia de acolo. Stai așa să activez gazdele. Că nu înțeleg ce vrei să-mi spui și vreau ca să fac ce zici tu. Permite solicitările. Mai fixați-l o dată pe Silvio ca să înțeleg care e faza cu anul de pe cruce. După ce crucea unde faci? Era gaură. Ce mai faci? Bine. Mai fixați-l o dată pe Silvio să-i dau să urce puțin sus. Că n-am înțeles de pe care cruce să mă uit la an. De pe aia unde e mormântul căzut? Silvio, mai scrie ceva, tată. Vrea anul de pe orice cruce? Nu cred, cred că vrea de pe crucea aia. Oricare cruce. După orice cruce, dar să văd cât de vechi sunt. Ah, ok, stai ca să închid gazdele. Stai să vedem pe care se vede. Aici asta pare destul de nou. 1944, decedat în anul 1944, uite. Astea sunt din timpul războiului, pe aici. Băi, Lidia mi-a zis chestia asta pe privat. Așa, una din 44. Lidia mi-a zis chestia asta, că sunt persoane moarte în război aici. Și mi-a zis pe WhatsApp înainte, 44 la ăla. Ăsta nu se vede că n-are nume, n-are nimic, a trecut pe cruce. Ba da, are, ia, 80 de ani. 1927, decedat
decedat 1927. Are aproape 100 de ani mormântul ăsta. Se vede, da, 1927. Așa, stai să vedem și mai vechi dacă găsim. Ăsta micuț. Ăsta chiar nu cred că are nume. Ăsta n-a avut nume niciodată, săracu. Ăsta n-a avut, că se cunoștea. Asta e nou. Cu plăcere. Cu plăcere. Numai puțin, să mai găsim altele pe aici. Uite aia veche de pe acolo, de pe unde nu era semnal. Asta, anul 1924. Trebuie să vede într-o parte așa când pui 1924. Stai, ca să vedem dacă găsim și mai vechi. Deci el are 99 de ani de acolo. Asta chiar că nu mai vede nimeni nimic. Asta, luăm și două dintre astea de aici. Davi, sincer, acum făcea cu donațiile, îți trimite mai bine ție direct. Ana, am avut în prima fază, la început, contul de Revolut al cumnatului meu fixat aici, pentru că mi se pare 1927 și ăsta. Deci e dat 1927. Și ăsta se apropie de 100 de ani. Aici așa nu se cunoaște cât este de vechi. Sărac o să mor, oricât a spune voi. Contul de Revolut pe care foloseam pentru TikTok este Flavius KTY. Contul cumnatului meu, 1934, netate de 30 de ani. Uite, dar de ce au murit toți așa de tineri? Când? 59 de ani, 1929. Bă, frate, dar ce morminte vechi. Adică se vedea... Comod. Se vedea pere că sunt vechi. Da, și acum... Acum, bine, că n-are ce să ia, mi se pare că ăla nu mai are bani pe Revolut. Acum să fie cereri dintre alea, știți că pe Revolut, cum poți să trimiți, poți să și ceri. Era mișto să fie avut cumnatul meu banii pe contul de Revolut și să ceară lumea la el, acum și ăla să dea accept. Da, sunt morți din război. Mama, când o să revin cu spirit box-ul aici, presupun că o să fie... Nu ar trebui să fie aici. Ia auzi, mă, n-ar trebui să fiu aici. Îmi poți spune de ce? În primul rând vă mulțumesc pentru sacrificiul vostru. Dacă pe lângă mine sunt spirite ale celor care și-au pierdut viața în război. Mamă, ce senzație stranie am avut. Uite, bă, eu sunt patriot până în măduva oaselor. Uite cum s-a făcut carnea pe mine, numai pentru că... Am avut un țipă să-mi bag picioarele în afară de câine. Dacă pe lângă mine sunt sufletele celor care și-au pierdut viața în război, vreau să vă mulțumesc pentru sacrificiul vostru. De ce este aici? Sunt aici pentru a putea surprinde ceva paranormal. Vreau ca să văd măcar pentru o fracțiune de secundă, fie cu coada ochiului, dar aș prefera să pot să filmez din nou un spirit, ca să-l folosesc ca și o dovadă că și voi existați. Nu știu cauzele. Nu știu de ce ați rămas blocați între lumi. Mi-ar plăcea să înțeleg cu timpul, să pot să fiu mai priceput la chestia asta și să pot comunica cu voi. Poate pe unii, dacă reușim să interacționăm și să discutăm, vă va ajuta chestia asta și veți reuși să treceți dincolo. În orice caz,
chiar îmi doresc și o să mă rog pentru sufletele voastre să vă găsiți odihna veșnică. Nostru soț și tată. 30 de ani, 32 de mamă, câți oameni morți de tineri. Deci decedat iulie 1939, în etate de 32 de ani. Doamne, Dumnezeule. Doamne, Dumnezeule. Părul. În 1959, nici poza, băi, îi urăsc pe ăștia, i-aș bate numai în gură pe ăștia care sparg pozele. Oamenilor de la mormint. Deci dacă aș prinde pe unul când face chestia asta, binecuvânta, i-aș bate de s-ar căca pe ei. Soldați tineri, da bă frate, sunt înconjurat de... Gata, Pleti, l-ai fixat odată. Gata, vă rog eu frumos, nu le mai fixa scăpare. Acum o dăm în altele. Puteți ajuta. Asta a fost pentru cei care poate doreau să... Să-mi bag picioarele. Să moară cea mai... Bă, ce e bă acolo? Bă, e în dreptul crucii, bă. Doi ochi mari. Hai, pisica. Să-mi bag picioarele. Bă, nu i-am văzut decât ochii prima dată. Că stătea cu capul, ia uitați cum stă pisica aia pe cruce acolo. Vreau să zic că e cât un om de mare. Vai de pula mea ce m-a încăcat pe mine. Ia uite, 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 uite cum se văd ochii. Și scuzați-mi expresia. Da. Uite cum stă acolo cățărată. Vai era la... Păi da, m-am gândit că... Ia uite, 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 uite cum se văd ochii acolo. Eu n-am văzut prima tămâța, că era mai jos pe cruce, se cățăra pe cruce. Și am zis că ăla e unul cât mine de înalt, care stă și se uită la mine și sticlesc ochii la mine. Mișto. Stați așa să văd cât zoom las în telefon, ca să puteți să și vedeți în continuare. Mergem la mâță, că văd că nu e deranjată de mine. Atâta las. Închisoare. Mergem acolo. Vai, dar cum se vede, bă. Adică vedeți și voi acum cum se clipesc ochii aia. 1918, 1919, 1927, gripa spaniolă în România. Probabil. Băi, satul ăsta e un sat destul de mare. Dar cimitirul ăsta, cimitire de asemenea magnitudine, asemenea mărime, cât este ăsta de mare, decât în orașele foarte, foarte, foarte mari am văzut. Adică presupun că sunt în București, în Cluj. În Craiova sunt două cimitire care cred că sunt cât ăsta de mari. Este cimitirul Ungureni din parc și cimitirul Sineasca, Craiovița, care presupun că au aceea și... Uite, mă, pleacă. Pisic, pisic, pisic! Stai acolo! Stai acolo să-ți iau interviu! Se spune că spiritele pot intra în animale. Dacă vreun spirit vrea să comunice cu mine acum și este deja în mâța aia, te rog să... Te rog să vorbești cu vocea ta. Ce faci? Cum ești? A, e doar o simplă mâță. Două milioane 200 de mii de aprecieri și vă mulțumesc din suflet. Băi, valorează enorm de mult pentru mine faptul că a stat atât de mulți, constant, tot respectul. Sper ca următorul live... Tradiție. Mai am o locație, oarecum ca asta, care m-a impresionat, unde am reușit atunci să surprind o chestie în copac. Când am avut interacțiune, o să mă mai duc mâine acolo și vineri. Sper să-mi permită semnalul. Mi-e foarte frică de semnal. Pentru că vineri vreau să mergem cu Pajero într-un loc izolat.
Dar mi-e frică de drum, să nu cumva să fac drumul de pomană și să nu pot să fac live. Cu toate că am toate rețelele mobile și ar trebui să fie semnal măcar pe una din ele acolo, mi-ar fi extrem de ciudă să merg până acolo și să nu pot face live. Pentru că se ajunge destul de greu. Nu intra. Unde să nu intru? Aici, lângă copac? Ce a făcut ăștia? A început să claxoneze mașinile. Mai puțin. Claxonează o mașină în deportare. Știu mai mult ca sigur pe ei nu mă claxonează. Să vedem care le e problema. Ei, dacă sunteți pe live, mai claxonați o dată. Ana, mulțumesc! Am trecut de mult de crucea unde a stat pisica. Acum ne alăturăm la mormintele noi. Vino aici. Aici unde? În față? Tot acolo la copac? Lasă-mă să-ți arăt. Da, vreau să-mi arăți. Arată-mi, te rog. Aici erau alea fără nume deloc. Pentru că sunt și noi. Uite, asta, spre exemplu, n-a avut nume niciodată. Asta n-a avut nume niciodată. 39. 39 de ani aveai când ai murit? Uite, asta n-a avut niciodată nume pe ea. Se vede clar, clar ca lumina zilei, că e betonul simplu. Aici sunt persoane neidentificate. Dar știu că lor nu le mai pun crucile astea de obicei. 39 de pași trebuie să fac până la tine? Ia să vedem, dar încotro luăm. Încotro simțim, ocolim pe aici. 1, 2, 3, băga mea așa. 4, mamă ce-am călcat pe sticla aia, era să fac și întors. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Scumpa noastră. Știați ca să nu vă arăt. Lasă aici. Ce să las aici? Ana, Ana. Se poate să fi fost și Maria. Stați așa că are, de ce numele de familie nu vreau să-l citesc. Inițiala M și Ana. M se poate să fie de la Maria. Numai asta cu M și Ana vreau ca să arăt. Deci M, Ana. Și lasă aici. Posibil este groapă comună și de aia n-au nume. Probabil, se poate. Acolo jos. Acolo jos. Nu știu ce vrea ca să las. Ana Maria, probabil. Poate lumânare. Bă, mâine seară trebuie să iau și lumânări cu mine neapărat. Lumânare dacă am, păi să mă uit dacă mai am, că nu știu dacă mai am. Că atunci când am, sunt idiot și bag câte, dau drumul la câte 3, 4, 5. Aparatele. Da, chiar ia să punem și aici puțin aparatele. Punem mă puteți ajuta. Cu ce anume? Ce anume ai vrea de la mine? Ce anume vrei de la mine? Te rog să-mi spui ce ai vrea și după aceea pot să văd dacă... Liniște.
Bun. Liniște. Am făcut liniște, dar nu s-a auzit nimic. Vreau să pun rempodul aici. Ana, ești aici cu mine? Georgica. Ok. Mulțumesc. Poți să te oprești? Am nevoie să lași acum. Andreea, fii atentă că ți-a menționat-o din nou pe Georgica. Nu mai Andreea cu noi, a plecat. Sunt chiar aici. Sunt chiar aici și am întrebat-o dacă e aici cu mine, mi-a răspuns sunt chiar aici. Dacă ești chiar aici, am nevoie să te îndepărtezi. Andreea Gameș. Dă, stai pe privat, că nu te-am văzut, nu mai apărai nicăieri. Poți să te îndepărtezi puțin de aparat? Andreea era pe ascuns. Cine e Georgica? Să vă răspundă Andreea. Cine e Georgica? Georgica e băgată de mine în aplicație. Ce aparat e ăsta? Rempod, scrie și pe el. Și are printre cele mai bune recenzii la aparatele de ghost hunting. Andreea e cu noi. Mereu a fost un oameni bun. Sunt aici și am fost aici. Nu este pentru tine. Andreea nu mai are nevoie de prezentări, că știi și voi, mulțumesc, Ana. Știi și voi câte a făcut Andreea pentru mine. Așa că tot respectul. Acesta este aparatul. Nu e făcut de mine, nu e al meu. Vreți să mai citesc o dată, că a făcut Florin deja pe Discord un dintre ăsta amuzant. Paranormal Research Instrument with Temperature Detection, organ. Ceva de genul. Cu detectarea temperaturii. Detectează și când scade temperatura. Astea, practic, ar trebui să lumine așa în momentul în care e un spirit lângă el. Teoretic ar trebui să lumine așa, practic nu știu dacă interferează ceva cu el. Uite, când mă apropie eu mai mult, se apropie mai mult, se aprind mai tare. Dar nu înțeleg de ce se aprinde în permanență. Ana, dacă ești acolo, vreau să te oprești și vreau să te îndepărtezi puțin de el. Lasă-l măcar o secundă. Am spus să te oprești. Chirurg. Ai murit din vina doctorilor? Așa, îndepărtează-te de el, lasă-l ca să putem comunica, te rog. Am spus că vreau să-l lași puțin ca să-ți pot pune câteva întrebări. Mi-ai zis ajutor, încerc să comunic cu tine. Dacă vrei să comunicăm, trebuie să te oprești și să-l influențezi numai când pun... Numești? Cum mă numesc? Cam greu să răspund. Pentru că nu-mi folosesc numele real pe TikTok. Nu ești Ana. Înseamnă că nu ești Ana. Mă numesc David Andrei. De ce mă întrebi? Ana Georgiana. Hai mă, nu mai fiți răi. Ce nebun sunteți. E Georgica? O fi și Georgica, cine știe. Da mă, că s-a oprit. Mulțumesc pentru că te-ai oprit. Mut aparatul. Nu, că vreau ca să văd dacă se calmează. Așa.
Acum am nevoie să știu dacă... 20. Nu răspunde la niciun nume. Nu răspunde cu niciun nume. Lasă, sunt David Andrei pentru ei. Pentru fantomes David Andrei. S-a auzit din nou o vacă, să nebunesc. Ana, dacă chiar ești aici lângă mine, acum am nevoie să mergi lângă acel aparat. Mai stau până termin țigarea, să văd dacă te pot ajuta. Ai murit cumva? Mulțumesc. Cu plăcere. Te invit la o țigare, poți să-ți las o țigare? Dacă fumai? Mamă, ce m-a speriat de lanternă, că am lăsat-o aprinsă, samba. Mamă, cum... Bă! Am zis că am văzut lumina de la capătul tunelului. Am zis că vine Ana să mă țuce. Uite, mamă, s-a încins atmosfera. Ana e fierbinte. Becul de la Rempo de roșu, după cum puteți vedea. Întoarce-te. Unde să mă întorc? Ana e fierbinte. Antonio Fagaldo. Deci pe bune, becul de la Rempo de roșu și afară e frig. Da, mă rog. Când m-am întors în coa, am zis că a venit să mă ia în brațe, să mă pupe direct. Am uitat de... Întoarce-te în spatele meu, cu spatele. Băi... Stați, mă, că o scoteam și eu pe Ana la o cafea aici, la o țigare în cimitir. La 12:30. Să fie nenea? Mă, că e destul de recent. Împodobit. Din nou... Aparatul e cu roșu. Uite, mă. Constanța, tu ești? Dacă da, aprinde toate. A început vântul. A început vântul. Ficați șoșoi. A început vântul. Luna, cum se vede prin copac. Ce mai aici, crocodril? Dacă ești un spirit, am nevoie să aprinzi toate becurile de la acel aparat. L-ai aprins și pe al doilea, vreau să se aprindă toate. Încearcă să te apropii până atingi antena, te rog. Prin asta oferi o dovadă că ești aici cu noi. Unde suntem aici, în junglă? Numai puțin că mă duc pe partea altă. Constanța, am zis că o chema pe doamna de aici, Dumnezeu să o odihnească. Constanța sau Ana, oricare ar fi numele tău, dacă ești aici cu mine în acest moment, te rog să te apropii mai tare, să încerci să vorbește pui... Vorbește mai încet. Te rog să te apropii mai tare și să pui mâna pe acel aparat. Să încerci să atingi acea antenă, dacă ești aici cu mine, acum. Dacă nu poți mai mult, oprește-l. Da, tu nu vrei nici așa, nici așa. Băi, mai vreau ca să mai stau puțin. Zmeule, tu iară vrei să mă duc... V-a spus pe mine. S-a unit aici legendele. S-a pus și Zmeu, s-a pus și Andreea pe mine. Cred că au văzut acolo pe ăla de l-am pus pe YouTube cu pauza pentru Șușu și le place când pun pauză la Șușu. Voi vreți din nou pauză, eu vreau ca să mai stau pe aici și voi. Că dacă ies acum, ies în partea altă cu mașina și oprim live-ul. Că să nebunesc. Am stat mult, băi, merge acasă. Băi, uite că în seara asta s-au întâmplat câteva chestii chiar și fără Spirit Box. Pentru cei care ați ratat live-ul, mâine o să fie postat pe YouTube. De la ora 8. Lucian. Marș. Și scuzați limbajul. Ce anume vrei? Asta a fost maximă. Ce am pierdut? Da. Știu. Nu pleca.
Băga mea! Până la ce oră vrei să stau aici cu tine? Deci nu pleca. Ok. Asta a fost cu direcție, mânca. Fur curent. Băga-mi-aș gura ta să-mi bag. Na, dacă fur curent, să nu mai fug, să nu mai fur. Ieși. Îmi poți spune, te rog, de ce vrei să mai stau aici cu tine? E moarte după. Mă iubește femeile și e moarte după mine. Toată seara îmi șade pe cap. Pedepsi. Vrei să mă pedepsești? Bate-mă, omoară-mă, dar iubește-mă cum știi doar tu. Bate-mă, fă-mi ce vrei tu, dar alină-mi sufletul. Am zis că te invit la o țigare, pentru asta, uite, îți las o țigare aici. Mi-ai zis și pe nume, nu pleca, hau, bau, love story, direct, fără zahăr. Dar, din păcate, tu vrei să pleci. Crezi că te pot ajuta cumva să pleci? Răspundem cu da sau nu. Probabil ești prinsă în acest loc. Uite, asta e tot ce am la mine și ce, tot ce-ți pot lăsa. Așa că pe asta ți-o las ție. Sau... Așa. Acum oprește, te rog, rempodul. Ca să confirmi interacțiunea noastră din seara asta, am nevoie să oprești. Îndepărtează-te de aparat și promit că o să mai vin la tine în altă seară sau la voi. Pregătit și cu lumânări pe care o să ți le aprind sau o să vi le aprind în speranța că vă veți găsi drumul spre pace. Poți să te oprești, poți să-l oprești. Deci nu-mi minte locul. Deci între ăștia doi pomi la Ana. Băi, oameni buni, chiar dacă mi-a zis să nu plec și m-a rugat așa frumos, stai cu mine, bă, ia uzi mă mâncația, stai cu mine. Băga-mi-a și picioarele, iar am vrut să plec, iar mi-a zis stai cu mine. E clar, te vrea. Am pus-o. Mai stai un pic, că te rog așa. Păi, bă, mai stau, dar dacă nu o văd degeaba. Că eu nu știu ce să ăsta, ce să fac. Opresc ăsta, că nu-l lasă în pace, nu reușesc să dezlușesc semnele. Ăla trebuia să mă muște pe mine, presupun să mă transform în Spider-Man. Stau să dau antena jos de la rempod, că l-am stricat și pe ăsta cu plimbarea dintr-o parte în alta. Cred că trebuie să fac alt filet aici la ăsta, să nu se mai bălângăne. Imediat îți deschid și ușa, zmeule. Băi, ești nebun la cap. Lasă-mă asta, ți-arat. Păi am, da, de asta am venit aici să-mi arăți, dar dacă nu te poți arăta degeaba. 2.500.000 de mii de aprecieri. Ho, ho! Aproape de record. Bine că am și stat live 2 ore în seara asta, față de alte seri. Mai stăm puțin pe aici. Irisa, mulțumesc. Mamă, cum e? Să mai stau. Mai stai, mai stai, mai stai, mai stai. Dăm sărutul nopților de rai. Mai puțin să dau drumul la ăstea, că a zis ăstea ca să-i dau ușa un minut, cine știe ce vrea. Permite solicitările. Mai zi ceva, zmeule, și fixează-te să te iau de aici să-ți dau. Sau dă cerere ca să-ți o accept. Aici vreau, că mi-a zis și întoarce-te. Întoarce-te, pe aici am venit. Mai stai, chiar vrea să interacționeze pe o vreac, dar alte persoane mă avertizează să plec. Bună seara tuturor, bună dimineața. Salut. Pentru toți cei care mi-au dat mesaje că vor pe Discord, una la mână, trebuie să prima oară instalați aplicația Discord în telefonul dumneavoastră, doi, vă creați cont și apoi eu, prin mesajele aici pe TikTok, cu linkul care vi-l dau, îl copiați, îl puneți în Google și îl deschideți din Google ca să poată să vă trimită direct în aplicația Discord, pentru că dacă dai click pe mesageria de aici după TikTok, nu o să vă deschidă link-ul și o să spuneți că nu merge să intrați pe Discord. De asta am intrat să le explic la lume
cum să intre pe Discord. La toți cei care mi-au cerut, o să le dau link-ul de intrare pe Discord și să-l copieze de aici, din mesageria de pe TikTok, în Google sau cu ce... Mulțumesc! Fii atent! Era mulțumit, mulțumit. Da, mă, nebunelă! Faci mișto? Abia aștept să vă capturi. Hai, bă, lasă-mă, faci mișto de mine. Bă, pă, parcă tu mă încurajai, mă, parcă erai susținător. Păi și ce nu sunt susținător de-al tău? V-ați transformat în hater, să nebunesc, așa panică mi-am luat. Cu ce hater asta. Sunt, mă, eu la tine? Așa, cu ăstea, că le-ați dat în ciudă. M-a spus iară pe pauză. Băi, ești nebun, ai văzut că mi s-a schimbat și vocea. La modul cel mai serios, asta a fost acum, în seara asta, a fost interacțiune în plin și asta la final. Hai? Bă, lasă-mă, și când am luat rempodul, mi-a spus să mai stau iar. Bă, de asta că am fost dispărut o zi, două. Ce ai făcut cu Spirit Box, cu radio? Nu știu, bă, l-am uitat pe mașină când am plecat de la Furtișoara, de la Conac. Am vrut ca să mă duc în cimitir. Iar ai fost la Conac? Am fost iar la Conac și când am vrut ca să mă duc în cimitir. Te mai duci? Ba, am zis, dar am avut nervi pe mine, că știi ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Chiar să mă duc să-mi iau revanșa pe acolo, dar nu s-a mai întâmplat nimic acolo. Am încercat să mă duc în cimitir acolo și n-am mai fost semnal pe nicio rețea. Și când m-am dat jos din mașină la cimitir, am pus și lanterna asta și spirit box-ul pe plafonul la mașină, știi, în dreptul șoferului acolo. Ești foarte inteligent, bravo! Nu se conecta la EVU, mi-a părea să dau rea. Și când am plecat repede, că am zis să mă duc la Piatra Olt, am luat doar lanterna și nu l-am mai văzut pe ăsta, spirit box-ul, fi mașina neagră. Am plecat cu el pe mașină și a căzut pe acolo. M-am bine întors. Că nu ți-ai pus capul pe mașină, că pierdeai capul, naiba. După aia m-am întors acolo, dar nu l-am mai găsit. Ai, ce să fac? 3 săptămâni aștept după el. A fost o fată care a spus că a comandat ea unul și că ei vine într-o săptămână și că o să înceară adresa să mi-l trimite ea. Și mulțumesc cu ocazia asta publică. Acum trebuie să plec. Ia auzi, mă, pleacă și Ana. Vezi că de câteva ori a fost lângă tine că te-ai întrerupt. Bă, acolo la ăla am simțit omul mâncația și la modul cel mai serios, vezi că se auzea că vine ceva dinspre pom. Acum nu știu cum se aude la voi dacă n-aveți căști. Eu am mine... căștile și credem, am auzit totul. La mine, unul cel puțin când dădeam cu sărăcia aia de glețieră, auzeam cum venea ceva dinspre copac înspre mine, ești nebun. N-ai văzut că m-am și întors de câteva ori. Păcat că n-am avut spirit box-ul, dar o să mă mai întorc pe aici, că e prea șmecher cu mormintele astea din timpul războiului. Și cred că sunt într-adevăr. Eu atât am avut să spun, anume cum poate să intre pe Discord acolo. Vă las. V-am pupat, ceau. Te-am pupat, ceau. Nu mai minți, mă. Au venit. N-am, mă, dacă mint, ieși acasă. Nu. Pozitiv, uite că și aplicația vă trimite la som pe hit. Andreea, te pup! Băi, oameni buni, cam atât pe seara asta. O să mai revenim aici, cu siguranță. Repet încă o dată, pentru cei care vor să vadă live-ul în reluare, mâine de la ora 18:30 o să fie postat pe YouTube. Zilele în care nu fac live, o să găsesc din live-urile vechi să le repostez, că mai am de pe la Plopșor. Mai am câteva live-uri pe care le-am salvat și nu le-am postat. M-ar ajuta enorm să dați și acolo abonare, pentru că e gratis. Dacă pe TikTok abonarea costă, pe YouTube e gratis. E ca și urmărirea pe TikTok. Abonarea pe YouTube, că m-am zăpăcit de tot. Dacă vreți să dați și acolo o abonare, v-aș fi foarte recunoscător. Singur am venit, singur o să plec, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu începem în ispită și ne izbăvește cel rău. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Oameni buni, acesta a fost live-ul din seara asta. Milioane de mulțumiri. Ce a zis? Nu e ușor. Milioane de mulțumiri pentru că a stat cu mine până la această oră. Pentru tot timpul oferit, pentru toate punctele oferite, pentru abonări,
Băi, vă mulțumesc din tot sufletul meu și apreciez enorm. Vă urez o seară cât mai frumoasă. V-am pupat pe toți. Ne vedem mâine seară.